Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cel mai rușinos incident din războiul ruso-ucrainean s-a petrecut zilele acestea la București, unde președintele, ministrul apărării, ministrul de externe au negat cu înverșunare câteva zile la rând evidența că o dronă rusească a căzut pe teritoriul nostru, explodând fără a face victime sau pagube materiale, din fericire. Incidentul, știm cu toții, a avut loc duminică spre luni noapte, când o dronă Shahed, lansată de ruși împotriva portului ucrainean Izmail, de pe Dunăre, a căzut pe malul românesc al fluviului. Luni dimineață, oficialii ucrainieni au anunțat acest fapt. Iar în mediul online au apărut și imagini filmate, foarte clare, cu momentul exploziei. Și de precizat că filmările au fost făcute de pe malul ucrainean. Tot pe internet, filmările acestea au fost aproape imediat geolocalizate, adică a fost identificat locul precis unde a avut loc explozia, care se vede în imagini. Cine le-a geolocalizat sunt niște hobbiști, care ei asta fac, așa cum... Adică niște particulari care fac, se ocupă, da, cu asta. Exact. Pasionați. Pasionați. Da. Deci sunt oameni care au diverse pasiuni. Unii pozează rațe, alții pozează avioane. Se duc la marginea aeroportului, unii cer autorizații, stau și fotografiază avioane. Alții, pe Twitter, mă rog, fostul Twitter, acum X, îi găsești, sunt niște conturi, ei asta fac. Iau filmări și le geolocalizează. Treaba, nu știu cum fac, dar geolocalizat, adică spun unde a avut loc filmarea respectivă, la colț de stradă. Bun. Și au fost geolocalizate, era, cum să spun, de notorietate. Circulau pe internet, puteau fi văzute geolocalizările astea. Deci cu toate astea, deci în ciuda evidenței, oficialii români au negat imediat că teritoriul românesc ar fi fost lovit de o dronă rusească. Nu au fost lăsate niciun fel de dubii, de îndoiel, adică n-au puteau să spună, să facem o anchetă, știți cum se zice de obicei, s-a făcut un comitet și facem o anchetă și vom comunica rezultatele. În momentul în care tu ca jurnalist te duci și întrebi undeva despre o decizie care ar trebui luată sau a fost luată, ți se spune se cercetează, vom comunica ulterior. Nu, de data asta negarea a fost fermă, clară, imediată. Luni, ministrul apărării, Angel Tâlvăr, sau Angel. Angel. Angel, mă scuzați. Angel Tâlvăr a infirmat, citez, în mod categoric informațiile apărute în spațiul public cu privire la o așa zisă situație apărută în cursul nopții în care drone în bla bla nu și-ar fi căzut. Tot luni, ministrul de externe, doamna Lumița Udovescu, a declarat că, citez, teritoriul românesc nu a fost lovit de drone rusești sau de resturi ale acestora în atacul aerian din cursul nopții nu știu ce. Și ucrainienii au insistat că ei spun adevărul. Am văzut pe ministrul Kuleba, era aproape jenat când spunea, noi avem dovada, adică se vede. Și dacă partea română nu dorește să... Asta e treaba lor. Deci omul era jenat. Băi, și poate ar trebui să ai încredere în ucrainien când spun ce a explodat, unde a explodat. Că lor li se întâmplă asta zilnic. De un an jumate și mai de dinainte, din 2014, de când rușii au invadat Donbasul, de fapt. Știi? Adică ei au experiență, spre deosebire de ăștia ai noștri. Bă, când spun ucrainienii, băi, a explodat o dronă acolo, s-ar putea să știe că ei cu asta se ocupă. Din păcate, sunt bombardați de o grămadă de vreme. Marți a intrat în jocul dezmințirilor însuși președintele Iohannis, cu declarații la fel de categorice. Nu a existat nici o piesă și nici o dronă și nici o altă parte a vreunui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația, nu a existat nimic ce a ajuns în România. Schiurile sunt la locul lor, da. Am verificat tot. Mamă, am verificat tot, e nimic, control total, populația nu s-a liniștit totuși. Cu atât mai mult cu cât dovezile atacului, cum spuneau, circulau și circulă liber și detaliat pe net. Și în fața evidenței, totuși în cele din urmă, ce să vezi, a reieșit că, exact cum spuneau ucrainieni și internauții, drona rusească a explodat într-adevăr în România. Așa că iată-l pe ministrul apărării, Angel. Angel Tâlvăr, pedalând penibil în Malșalier și admițând că el este cel care l-a dezinformat pe președinte și opinia publică. Eu i-am furnizat această informație pentru că la momentul la care am făcut prima comunicare pe această speță, toate datele pe care le-am avut puse la dispoziție de către colegii mei din cadrul Ministerului Apărării Naționale duceau la această concluzie. A,
asta. Vreau datele acolo. Ceau, asta e. Deci că n-am vrut să-l îngrijorez, că oricum da. N-au fost victime și... Domnule, avem control total. Avem control local și domnul total. Și domnul Iohannis s-a schimbat placa. A admis că ceva s-a găsit, se cercetează și dacă e adevărat, e cu viol. În cazul în care se confirmă că aceste elemente provin dintr-o dronă rusească, o astfel de situație ar fi complet inadmisibilă și o violare gravă a suveranității și integrității teritoriale a României, stat aliat NATO. Da. Asta e de-aia, vedeți că eu sunt cu băieții ăștia, vă bărău de tot dacă mai dați cu drone, dar da, nu e mare grijă. Cum se confirmă că e dronă, nu, poate nu era, poate era un pelican balonat. Da. Ce să fie? Adică, da, deci violarea gravă, mie mi se pare nu doar că s-a produs, dar și că victima a țipat din rărunchi, însă nimeni dintre autorități n-au băgat-o în seamă. Bun, acum serios, știți ce cred că e îngrozitor de grav? Că ministrul apărării de externe și președintele ori au mințit pe față, în reflexul ăla comunist vechi, să controlezi tu mesajul. Nu lași adevărul, că adevărul nu poate fi controlat. Creăm noi o realitate paralelă și controlăm noi mesajul. Deci ori au mințit pe față în ciuda evidenței, ori chiar habar n-au ce se petrece prin România la granița cu cel mai violent război european din 1945 încoace. Adică mi se pare inadmisibil că marile și foarte bine finanțatele servicii secrete românești, plus Ministerul Apărării, plus cel de interne, nu sunt în stare să verifice pe teren o filmare care, pe care niște hobbyști de pe internet o geolocalizează de la ei pe canapea în câteva minute. Doi, acolo sunt explozii de ceva vreme, adică rușii bombardează porturile alea ucrainiene de la Dunăre de o lună încoace. Bă, cum să nu ai o echipă campată în zona respectivă pentru observare și pentru observații? Nu e logic? Trimite pe cineva acolo ca să vezi ce se întâmplă. O echipă de cercetare. Cum a explicat președintele? Haosul aseară a declarat așa, deci se afundă. Citez. În situația de război de la graniță avem o situație fluidă. Azi avem altă situație decât ieri. Asta este. Bă, nu, nu avem nicio situație fluidă în privința acestui incident. Nu e nimic fluid. Totul e foarte solid. Adică drona a explodat pe teritoriul românesc duminică spre luni și n-a fost nimic fluid aici. Numai lucruri solide. Ce a fost... Ce a explodat, s-a filmat, s-a localizat, anunțat, nimic fluid. Pe cine aburim? Și tot aseară domnul Iohannis a mai făcut o declarație de generic, cum se spune. Suntem însă alerți și în contact permanent cu ceilalți aliați NATO. Da. Deci când îl aud pe domnul Iohannis zicând că rămâne alert, mi-e teamă că doarme în secunda următoare. Nu știu cum... Când zice domnul Iohannis, rămânem alerți și îngrijorați... Da, mă rog, poate că sunt eu prea rău. Nu știu dacă mai avem timp, domnul Zafiu, mai avem timp nu să nu prea mai telefoane. Avem timp. Nu prea mai cât avem. Mai timp. Avem un minut, două. Bun, da. Haideți, opiniile voastre, cât putem să vorbim, vorbim despre asta. 0372069599. Opiniile voastre, vă rog. Deci de ce credeți că s-a produs această, să-i spunem, bâlbă la nivel înalt în România? De ce au negat evidența și de ce au fost după aceea nevoiți? Adică au fost onești sau au încercat să ascundă ceva sau chiar nu s-au prins? Și doi, care ar trebui să fie consecințele acestei întâmplări? Ar trebui sau nu să demisioneze acum ministrul apărării? 0372069599 și dacă vreți și mesaje audio pe WhatsApp 0728 3132. Eu sunt doar curios în ce stil e domnul președinte în contact cu aliații NATO, prin scrisori, porumbei, voiajori de ăștia, WhatsApp, adică nu-mi dau pe WhatsApp, a? Deci ce a fost cu drona? Bâlbă, onestă, prostie, răutate, minciună. 0372069599 și care ar trebui să fie consecințele acestei întâmplări? Bună dimineața, George! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce să zic, eu cred că domnul președinte a spus așa că nu a existat nimic, apoi cred eu, e strict părerea mea, a primit un telefon mai de departe și a zis, mă vezi că a fost, spune-și tu că a fost. Și părerea mea e că nu a fost nimic, singurul lucru pe care pot să-l cred e că noi vom fi provocați acum sau mai târziu să credem că rușii ne vor ataca. Cum poți ataca Rusia ca NATO? Rusia atacând o țară NATO, atunci te vei băga și tu, fără doar și poate. Cum a fost cu portul de la Izmail. Eu cred că rușii, dacă bombardau portul ăla, cu o rachetă îl ștergea de tot, de pe fața Pământului. Nu cu artificii din alea care explodau așa. O rachetă nucleară, adică?
Nu neapărat nucleară, una puternică. Dronelele care au fost trimise acolo, sau eu cred că au fost trimise exact de ei, de ucrainieni. Deci, deci ucrainienii s-au bombardat singuri sau cum? Așa cred eu, așa cred eu. Dar pe ce vă bazați că spuneți că ucrainienii se bombardează singuri? Nu vă supărați. Ca să provoace mai mult un război mai mare. Dar atunci de ce ucrainienii nu bombardează direct Polonia? Că polonii sunt mai nervoși decât românii. Polonezii? Da. În privința asta și se își încerca la un moment dat. Aici intervine și traficul ăsta cu navele cu cerealele. Aha. La Dunăre. Am înțeles. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru adică faci și diversiune și mai dilei și două, trei nave să nu consumi adică degeaba. Ți-arunci în aer și propriile nave. Dar nave n-au fost nimerite, adică n-au fost scufundate până. Raluca, bună dimineața. Bună dimineața, Raluca. Bună dimineața. Eu la politică nu mă pricep deloc, deci nu-mi dau părerea, dar aici doar cred că... Na. Ce alo? S-a întrerupt. Cred că a venit o dronă. Raluca... Alo? Mai zi o dată, uite. Da. Deci am ne-am oprit la cred că... Da. Mă rog, cred că. Așa. Părerea mea este credința la biserică, deci nu vorbesc de cred că. Părerea mea este că n-au recunoscut sau n-au știut, deși sunt dovezi, se pare că sunt dovezi, pentru că dacă știi că s-a întâmplat ceva, trebuie să reacționezi, că doar nu poți să stai așa ca o plăcintă. Uh-huh. Și dacă reacționezi, poate să devină cam nasol să se extindă războiul. Uh-huh. Nu? Că suntem țară NATO și atunci... Reacția poate fi totuși... ceva. Bun, dar reacția poate fi calibrată. Una este să nu reacționezi și alta este să nu admiți adevărul. Este totuși o diferență. Poți să admiți adevărul, poți să faci declarații dure, dar să nu dai cu pumnul. Păi, sigur, dar totuși trebuie să te aperi, nu? Și sigur că da, adică una dintre întrebări oare de ce nu avem și noi un sistem antiaerian acolo care să intercepteze astfel de drone când intră în spațiu aerian românesc? E ca într-o relație toxică. Dacă recunoști că ai primit o palmă, trebuie să faci ceva. Altfel tot o să primești. Ok, bun, am înțeles. Mulțumim. Deci atunci mai bine ascundem adevărul. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Bună, Florin. Bună dimineața. Eu aș vrea da un pic într-o notă diferită informația aceasta, în ideea în care nu aș zice că a fost neapărat o bâlbă, ci sunt niște informații sensibile și probabil că s-a dorit o calibrare cumva a prezentării informațiilor mediu public. Drona aia, până la urmă, ea nu a venit spre România. Mă îndoiesc profund că s-a întâmplat asta. Poate a fost doborâtă de ucrainieni, poate a fost și arătat ținta. Acum, știți vorba aceea cu băgatul bățului prin gard. De tine cine bagă bățul prin gard? Ucraina sau Rusia? În cazul de față. Bun, eu înțeleg că este vorba de calibrare aici, adică normal că trebuie o reacție ponderată și toate țările NATO de la granița cu acest război, mă rog, în afară de Polonia, încearcă să aibă reacții ponderate, dar una este să ai o reacție atentă, ponderată, să nu provoci, și alta este să nu admiți un adevăr evident. Adică nu a existat nicio ezitare. Oficialii români au declarat, cum să spun, au bătut cu pumnul în masă că nu s-a întâmplat în condițiile în care era de domeniul evidenței. Erau imagini filmate și geolocalizate. Asta nu înțeleg. Știm cu toții că partea publică nu a fost campioană la comunicare. Mai ales că sunt destul de multe părți implicate. Vă dați seama că, până la urmă, informațiile prezentate ieri nu au ajuns în spațiu public fără acordul președintelui. Adică și ieri. Intervenția ministrului s-a făcut tot cu acordul președintelui. Îmi imaginez că ministrul apărării a ieșit și a asumat vina după o discuție, cred că neplăcută, cu președintele Iohannis. Mulțumim pentru opinii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.